Bun, am văzut cum verificăm ouăle înainte de a le consuma, cum verificăm dacă sunt proaspete, dar hai să vedem dacă le spălăm într-adevăr înainte de consum sau dacă nu mai e nevoie de spălat. Vorbim cu Alexandru. Salut! Cum facem cu aceste ouă? Le spălăm înainte de consum? Le spălăm când venim de la piață cu ele? Niciodată nu le spălăm când venim de la piață cu ele, indiferent de proveniență, fie că sunt ouă de țară, cum spunem de obicei, fie că sunt ouă de supermarket. Pentru că în momentul în care spălăm oul, în primul rând îi distrugem protecția, propria lui protecție. Deci el are o protecție, da, pe coaja lui? El are o protecție pe coajă. Atunci când spălăm, distrugem protecția și intră din exterior către interior orice bacterie găsim pe coajă. Da, și cum, când te uiți la acea coajă, te gândești că ea e impenetrabilă, nu? Este o coajă poroasă. Dacă ne-am uitat la microscop, am vedea foarte mulți pori de-a lungul, de-a lungul întregii coji a unui ou. Ouăle la suprafață nu sunt perfect curate, mai ales ouăle de țară. În momentul în care noi le introducem în apă, facem o suspensie bacteriană care poate pătrunde prin acei pori. Acea suspensie va contamina întreg oul și vom avea, probabil, sau vom crește riscul de salmonela. În momentul în care le introducem la frigider, le păstrăm la frigider, exact așa cum le-am cumpărat, diminuăm acest risc. Va trebui să spălăm ouăle de țară atunci când le folosim, ca să îndepărtăm de la suprafață, de obicei, materiile fecale. Ok, deci ideea este așa, nu spălăm oul când venim de la țară cu el și îl punem în frigider, îl punem exact așa cum este, dar înainte de a le consuma, deci înainte de a-l pune la fier sau înainte de a ne face ouă ochiuri, îl spălăm atunci, fix înainte de consum. Fix înainte de consum, pentru că atunci când le spargem, mai ales dacă vom consuma sau vom utiliza ouăle netratate termic, la o maioneză, la un șodo, atunci se atinge conținutul de coajă. Și noi transportăm prin conținutul oului ceea ce era pe coajă. Deci vom avea un produs contaminat. Nu este la fel de mare riscul dacă noi tratăm termic produsul, pentru că se va distruge acea contaminare. Și trebuie să înțelegem că în acest ou, cum am spus înainte, sunt toți nutrienții necesari pentru a face un pui viu, da? Bacteriile care pătrund de la coajă în interior, dacă am spălat acel ou și l-am pus în frigider, se vor hrăni cu acel conținut din interior și practic o să stea în frigider și o să crească numărul de bacterii. Dacă îl spălăm înainte de a-l mânca, noi îndepărtăm conținutul, să zic, nociv de pe suprafață și nu dăm timp acelor bacterii să se puține, să se dezvolte în interior. Și mai mult decât atât, dacă îl și preparăm termic, dacă îl fierbem sau îl facem la tigaie, practic acele bacterii dispar. Sunt distruse. Da. Apropo, mai am o curiozitate. Sunt multe țări și în Asia, dar și dacă mergem în vest, în Anglia, de exemplu, care nu depozitează ouăle la frigider. Le țin pur și simplu pe raft. E o diferență între ouăle lor și ale noastre sau? Nu este o diferență mare între cele două variante și în legislația românească. Ouăle nu trebuie vândute de la frigider. Ouăle pot fi vândute de la raft nefrigorific. Noi trebuie acasă să le ținem la frigider pentru a le asigura acel termen de valabilitate, termenul de garanție. Alexandru, mai am o întrebare. Există uneori când desfacem un ou, vedem și un cheag roșu în el. Ce e acel cheag? E oare un pui care e gata să se formeze? Nu. Cheagul acela roșu provine din metabolism, din formarea oului. Așa s-a format oul din metabolismul găinii. A fost un mic accident vascular. S-a format oul ca atare. Nu este nici pe departe un viitor pui. Oul este foarte sigur pentru consum. Super, ok. Alex, mulțumim foarte mult pentru aceste sfaturi. Mulțumim.